Un depozit frigorific și o fabrică de conservare a legumelor ar trebui să le asigure legumicultorilor din grădinare o piață de desfacere mai sigură pentru produsele lor. În plus, 30 de persoane își vor găsi un loc de muncă la punerea în funcțiune a investiției. De la primele demersuri și până la inaugurare au trecut însă 3 ani, perioadă în care toți cei implicați au avut mult de muncă. Primul inițiator a fost Fundația de Dezvoltare Economiei Sociale, în parteneriat cu Primăria Comunei Grădinari, cu o organizație din sedia Inimă din Inimă, dar finanțarea este de la Fond Elvețian. Am făcut demersuri, este o întreagă poveste de 3 ani, am făcut demersuri, am înaintat o scrisoare, deci am fost determinați și până la urmă am reușit. Cea mai mare parte a finanțării, 300.000 de franci elvețieni, a fost asigurată de guvernul Elveției prin programul de cooperare elvețiano-român. Ambasadorul Elveției în România, Urs Herren, a luat parte la ceremonia de inaugurare. Sunt foarte fericit că sunt prezent aici pentru lansarea acestui proiect. Sunt convins că acest proiect este benefic pentru mai multe motive. În primul rând că ajută pe cei care se ocupă pe agricultorii care se ocupă cu producerea legumelor și procesarea să lucreze într-un mod organizat și că ajută pe producător să meargă la stadiul următor și anume acela de procesare a legumelor și nu de doar aș vinde legumele la poarta caselor, așa cum o făceau înainte. Și în al treilea rând este o inițiativă care produce locuri de muncă, produce venit aici în comunitatea din grădina. Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și Fundația Suedeză Inimă către Inimă au fost de asemenea partenerii Primăriei Grădinari în dezvoltarea acestui proiect unic în județul nostru. Am câteva cuvinte pentru domnul primar. E ușor să construiești o casă, dar e mai dificil să pornești și să schimbi producția. Dar pot să spun că dumneavoastră sunteți un model perfect pentru a face lucrul ăsta și vă urez mult succes pentru viitor. Am vizitat comuna, l-am întâlnit pe domnul primar, am văzut că de-a stânga și de-a dreapta drumului, kilometri înainte și după comună, sunt foarte mulți legumicultori care nu aveau unde să-și desfacă producția și care se plângeau că atunci când e vârf de sezon, ei aruncă toată producția în șanț. Și pornind de aici, pornind din relația bună cu partenerii noștri suedezi, pornind de la deschiderea pe care guvernul elvețian a oferit-o prin, în cadrul programului de cooperare româno-elvețian, am reușit să aplicăm și să atragem aceste fonduri. La ceremonia de inaugurare au luat parte și reprezentanții ai unor instituții sau asociații din domeniul agricol. Fabrica de procesare care va avea materia primă asigurată prin cele două cooperative înființate în grădinari este un exemplu de urmat. Cele două cooperative pe care le-am înființat sper să demonstreze că își fac treaba în această zonă. Sigur, trebuia un centru mai mare și cu siguranță ne vom extinde în această zonă pentru că este o zonă legumicolă importantă. În schimb, domnul primar a mai făcut ceva în plus și un centru de prelucrare, ceea ce înseamnă foarte mult. Eu, în calitatea mea pe care o am dublă și de medic veterinar și președinte al Colegiului Medicilor Veterinare, a celor care verifică această instituție dintr-un punct de vedere al siguranței alimentului și ca cadru universitar în domeniul economic și agricol, îl voi bombarda și cu studenții și îi voi ajuta foarte mult. Sperăm ca în viitor, împreună cu Guvernul României, să reușim să construim un depozit mult mai mare în zona bazinului legumicol Pleșoiul Străjești Grădinari și, plecând de la acest exemplu pozitiv, spun eu, să intrăm și noi într-o linie dreaptă vis-a-vis de vânzarea și procesarea legumelor din zona bazinului legumicol. Fabrica de procesare a legumelor de la grădinari își va începe activitatea luna aceasta. Aici se vor produce 18 feluri de legume conservate, de la castraveți și gogoșari în oțet, la zacuscă, bulion din tomate, vinete coapte în ulei sau foi de varză pentru sarmale.